Prieteni, suntem pe canalul Patroana de la Sărhaia. Nu, pare să reiei vizualizările Patroana. Sunt aici cu Leo ăsta, sunt cu Alin și cu Ursul, suntem la hotel nu Alin. Nu e cu noi, prieteni, nu e cu noi. La hotel Alin, așteptăm să se scoală fetele și Georgiana să coboară din broc. Prieten, să plecăm acasă. Prieteni, mă spunem că nu e adevărat, nu suntem cu ea. Nu. Noi nu suntem cu ea. E o iluzie. Nu e real. Deci, pe bune. E doar o iluzie pentru patroană. Și prieteni, merg cu nebunii mei acasă. Am luat nebunii prieteni și mergem acasă la Sărhaia. Cu Leo te întâlnește acasă. Da. Nu e aici. Și asta este, prieteni, mulțumim lui Dumnezeu, lui Maica Sfântă, că mergem acasă. Mi-am luat tratamentul. Aici. Spune-ne, patroana, despre ce ai făcut acolo la spital. Povestește-le la prieteni. Ce au spus doctorii? Am făcut și eu analizele mele, prieteni. Am făcut raza, am făcut toate alea. Mi-am luat și eu tratament. A zis doctorița să țin de tratament, să țin să fac regim și eu. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am alte boale. Și asta este, prieteni. Și a zis să iau tratamentul. Și regim mai mult să mănânc. Să nu mai mănânc afumăturile alea ce mâncam noi. Că dacă mâncăm și noi de poftă o gură și gata. Asta e ce facem, luăm la zero. Dacă nu, să murim de foame. Nu murim de foame. Hai, strânge eu și mai vorbim mai departe. Mă filmez pe voi, pe toți. Uite, eu am bar, mă duc la restaurant să mănânc, să beau. Uitați! Gar, gardu. Păi mă duc să la restaurant. Mă duc să mănânc. Cardul de cum se cheamă cardul ăla? Ăla e card de bonuri de masă. Nu, cardul de mă duc să mănânc să beau de sănătate. Mă duc să mănânc să beau. E cardul de sănătate. Aia realizează că a rutat și numărul de card și CVV-ul la cameră. Auzi, patroană, că e cardul de sănătate. Nu vă interesează. Nu vă interesează. Mă duc și unde mă opresc acum? La grătarul cu mață. La lui Stan. Ia. La grătarul cu mață mă duc. La Pitești, nu? Să mănânc mață acolo. Dar sunt cam scumpe, patroane. Și vezi că nu poți să plătești cu cartă acolo. Cât o fi? Păi îți trebuie bani să scoți de aici, de la bancomat. Cât îți aveți voi pe drum? Ai să faci benzină. Aveți pe tate acolo cu găinile care nu le-a gătit. Păi dar tu vrei găinile de congelate. Găinile de la bucătarul tate le duce acasă, alea pun la congelator. Nu, patroane, vrem să le ducem înapoi lui bucătarul. Da. Da, le duc înapoi parpale. Și ce mai zici, ursule, a ta coboară din broc. Ușorel așa coboară. 2 ore până adună bagajul. Da, patroana, are spaimă de batice. Am luat borea, gaja. Am luat borea, gaja. Și ce trebuia să iei, patroană? Romnea. Pe patroană, dormi tu cu ele? Păi tu dormi cu ele, cu gaja, dilea. Ita-le dilea, ita, una luă găinile. De ce-ți dă tu jos pe capul meu? De ce să fiu eu numai eu ăla care o cară pe patroana? Oare patroana vrea să merg cu tine, nu? De ce? Parcă eu eram certat cu ea, parcă eu nu mai vorbesc. Lasă certa cu ea. Păi dar tu nu știi treaba care e. Care? Ei luau bucuria acum. Bucuria e care era. În care nu e motorină, patroană. Lasă că plătește cu cardul de sănătate. Ai greșit mașina. Hai banii la Leo. Uite, a dat frigul, bă, închide mașina. Tate, închide mașina, a dat frigul în gât că l-o unde a tras mâinile alea. Mai bine și Aline, Jean Greca, bă, am e palal. Păi și ce faci? O lași pe patroana pe capul meu. Păi stai puțin, că chiar n-aveți benzină. Dă-ne bani. Bagă. Păi eu am cardul și eu. Hai, dă-ne bani să plecăm. De ce? Păi tu vii la spital și ceri tot de la internat bani? Păi eu câte bani am dat la el? Câte? Toți banii mei le-am dat la el. Care? Și înainte și acum. Dar la Luci, la pizza, bă. Care? Că mi-a mâncat ea cu Luci, mi-a mâncat banii, bă. Pe care? Banii jumate la Luci, jumate la Dragon? Unde? Care? Ce ți-a dat ție? Și-a cumpărat numai haine, numai de alea. Ce ți-a dat ție? Și limba ți-ai cumpărat-o din banii tăi. Da. Cum e limba aia cumpărat-o eu? Inclusiv limba.
Bă, cum am dat la... Bă, de ce ursule că am dat la... La Alin pe card? Nu aia de el, nu aia de el. Bă, vă bate joc de mine, o să vă las singuri. Nu cred. N-ai curaj. Bă, vin prin fetele de sus. Pane. Pana, ia cheia și du-te înainte. Veni, pane. Du-te înainte. Tu, ursule, ai rabdă, n-am rabdă, oriunde mă duc. N-ai rabdă. Eu oriunde mă duc, ursule, așa era bunicul tău, voaică. N-avea rabdă. Cum n-avea rabdă? Pac, pac și la mâncare, când mânca el, nu stătea 7 ore la masă. Uite. Uite, stă ăsta, stă în frig, uite, a dat în gâtul lui frigul. Aleusu, Jean Calau, 10 milioane sau 9 milioane. Ursule, 9 milioane. 9, da? Da. Da, dar frigul, bă, în gâtul lui, uite. Uite cum se ține de gât, să nu facă infecție acolo. Unde-i fularul de la turci, bă? Ai adus fulare de la turci. Nu-i pui în cap, mă, în fular, n-auzi? Mă, patron, unde-i pun în mașină, îl sufoc? De unde e fular, pe? Unde-s fulare? De unde e fulare? Să merg acasă, dau 15-20 de milioane pentru tine. Du, du-te la Pitești. Că te duc pe tine acasă, că rămâneam la București. Du-te la Pitești. Nu mă interesează de tine acum, gata. E sănătos, bă, du-te. Unde... Hai să te duc la gară. Eu merg cu mașina asta. Nu te duc la gară. La ce? Că ursul nu merge acasă. De ce? Sta aceea cu nevasta. L-ai ținut la București. Ce vrei, să stea cu tine? Pierdea și muierea unde l-ai ținut la București. Nu mai mergea nici muierea acasă. Mă, tacă, ce mi-ai făcut? Ai zis că-mi dai tu mie aici. Păi am zis, dar trebuie să opri la catena, să luăm de la. Du-te aia de spate. Păi trebuie să dăm tot. Negru, cade tot din bărbat și nu le mai place. Păi și cum ține asta? Păi e lună după ce mă fac. Și cum ține asta la gât? Mă, trebuie cu fașie să n-aveți fașie bandaj, bă, tati. Nu, trebuie de la bandaj, de la medicinal, nu poți să-i dai acolo, că trebuie ținut ca lumea, compresă. Și de ce n-ai luat de la farmacie? Că era farmacia. Păi, nici medicamentele lui n-ați luat de la farmacie. La farmacie, hai. Eu am luat pe ale mele toate. Auzi, Aline? Toate medicamentele i-are de aici. Și asta este prieteni, prietenii, asta este, că nu e înțelegere la noi în familie. Unul așa, prieteni, ați văzut, unul așa. Patronă, nu suntem uniți. La metro, îmi iau 20 de kg de păstrăm. Serios, dau 5 milioane. Păi ce faci cu atât de mult? Și așa, păi dar nu mâncați și voi. Cine mănâncă 20 de kg? Cine mănâncă nimeni? Prea mult ai spus. 20 de kg, iau 15 kg de picăței. Prea mult, nu mai iau da. 20 de kg de pulpe. Nu, nu, când stă în ladă să strică. Nu trebuie să faci. Gata, prieteni, deci patroana e foarte nervoasă aici. Nu mai are răbdare, vrea să ajungă mai repede în șatră la Strehaia. Și... ne pregătim acum de plecare. Am aranjat da, da. Bagajele, le înghisuim și noi pe aici cum putem. Că e... e zăpăceală mare, mare, mare. Oricum. Por bagajele pline și la patroana acolo tot la fel. Dar nu avem ce să facem. Ne înghisuim și noi cum putem. Haideți că pornim la drum, prieteni. Vă las cu patroana. Prietene! Și revenim probabil ori de unde o mai oprim să mâncăm, ori dacă nu ne vedem direct de la Strehaia, vedem în funcție de cum ajungem. Vă pupăm. Și ne vedem mai târziu. Pa!